Ne îndreptăm către o lume ieșită din timp. Sus, pe munte, ne așteaptă cătune așezate într-un peisaj de basm. Nu au curent electric și nu au drumuri. Niciun autovehicul nu a ajuns acolo vreodată. La scărișoara și inelet se urcă pe o scară de lemn, lungă de 10 de metri, proptită de stâncă. Orice alt drum este atât de ocolit încât localnicii nici nu își pun problema să-l folosească. Ne facem curaj citind inscripțiile gravate de un sătean credincios cu milă de turiști. Mai avem puțin. Hai că nu e adevărat, e doar dat înapoi filmul. Nu mergem cu adevărat în jos. Uite-o scorbura. Hai, du-te până la baza ei, ce mare lucru. Hai că asta nu o să se vadă, nu o să știe nimeni că am făcut și mișcarea asta. Putem să o facem oricât de caragios. Hai că mai avem un pic și am scăpat. Nu e așa de greu. Ai rău de înălțime? Dar s-ar putea să ai de acum acolo. Nu mă uit în jos, că sunt vreo 3.500 de metri. Doamne, bine că nu e Cristi cu noi. Eu nu sunt departe. Poate că aveam o șansă și cu el. După încercarea cea mare, încă o inscripție. Înseamnă că greul n-a trecut încă. Dumnezeu să-ți ușureze drumul, călătorile cu suflet bun. Să-ți aline supărarea și să-ți aducă numai fericire în suflet. Nu uita, și tu ești Fiul lui Dumnezeu. El este cu tine în fiecare clipă. Frumos! Ajungem la scărișoara când noaptea s-a lăsat. Numai bine pentru o mămăligă la ceaun, la lumina stelelor. Ați văzut, doamnă, cum să facem mamăliga? Imediat! Ia să vedem. Să nu vă frigă. Îmi frige. Spuneți-mi, aici v-ați născut? Da, da. Aici. Aici ați fost la școală tot? Da, da. E grea viața aici, cum e? Foarte grea, foarte grea, doamnă. Foarte grea. Dar e frumoasă. E frumoasă, e frumoasă, dar e foarte grea. Da. Tata, mama, liga! Mulțumim! Făcută la țaun? Acum iarăm în casă? Nu se compara cu o mama liga făcută la aragaz, așa no. E? Nu. La țaun? Este mult. Este... Lașă serviciu! Lașă serviciu! Dis de dimineață pornim spre casa lui Pavel Rădoi, în cătunul Crouri și mai departe spre cine știe unde. Iar pentru aceste locuri, cătun pare a fi un cuvânt pretențios. La scărișoara trăiesc doar 3 familii. Cu totul sunt vreo 100 și ceva de oameni răzlețiți pe voi. Iarna coboară rar, își fac aprovizionarea din toamnă și se desprind aproape cu totul de lumea de jos.
Noi ne ocupăm cu vicile, cu vaci, cu animalele, cu porci și găini și avem în gospodărie. Primăvara punem aratură, agricultură, cu porumb, cartofi, să avem pe iarnă. Mai sunt câteva familii, vreo, în jur de 30 de familii pe zona asta. Țațu, Scărișoara, Cracumare, Inileț, zgomote sau radiații, poluare, de astea suntem feriți în munții ăștia. Drumul ne omoară. Și spuneați că băiatul este la moară. Ce face la moară acum? Făină de malaie, porumb. Moara de când e? E veche? De strămoș. De bunie, de strămoș. Ne-am hotărât. Vrem să vedem moara cea veche. Mergem la râu și de la râu faceți în stânga. E o punte peste râu, e un panou acolo. Am ajuns și la moară. Ia. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bună ziua la moară. Cu câți saci ai venit? Cu doi. Cu doi saci. Cât a? Adică câte kilograme? 80. Oh, da. Cu calul. Da, da. Și în cât timp se macină? O jumătate de zi. Stai aici o jumătate de zi. Și ce trebuie să faci? Care e treaba ta, practic? Trebuie să pun boabe aici. Da? Mață de pus aici, bună. Și când se umple aici? Îi punem în sat. La cât timp o dată faci asta? O dată o pe săptămână. Aha, destul de des. Da. Da. El e Nelu? Da, da, e Nelu. Onie. Călărești pe el vreodată? Da. Pe așa? Îi pui șaua? Și... Nu, așa. Așa? Fără așa? Da, și așa. Și te iubește, nu? Da. Ne luăm rămas bun de la Nelu și urcăm spre cătunul cel mai apropiat, Țațu. E ceva mai mare, sunt 7 familii. Dar pe aici turiștii ajung mai rar decât la Scărișoara și Inileț. Așa ne povestesc Petru și Nicolae, iar Icoana, frumos și greu de purtat nume, ne aduce țuica de cireșe. Am auzit că se face și claca aici, să mai face. Da, da, se face, da. L-au adus jefân la ăștia. La... Trece timpul mai trece rapid. Trece timpul mai rapid. Și se înțeleg. Și la cosit, da. Mergem tot în clac, așa. La noi ei sunt... Unde nu putem să tăiem cu cositoare sau asta, ne facem 3-4 oameni. Cu coasă. Dar și... e mai frumoasă piața decât la oraș aici, nu? E frumoasă că e mai liniștită, nu trăiești în stresuri mari ca acum. Pentru cum? Turism asta ar fi. Să avem un drum și, și curent. Veniți până aici. Chiar dacă nu e genul de turism cu condiții de 4-5 stele, veți primi în schimb mult mai mult.